Bună ziua și bine v-am găsit la un nou episod, sau chiar primul episod, cred că e primul, de CSR2, oameni buni. Eu m-am jucat foarte mult acest joc minunat și după cum vedeți, avem numai mașini din haur, pentru că este șmecher și ne permitem și da, e cea mai scumpă culoare. Da, haideți să vă prezint astăzi mașinuțele mele. Sper că o să vă placă. O să începem cu prima mașină. Haideți să îi dăm drumul. Bine, e o voce foarte ciudat. Gata, am terminat cu așa ștăboșe. Bun, avem două garaje și mașinile mele. Customiz. Poate că acest videoclip o să dureze cam mult. Vi le arăt pe toate în parte și o să facem cu fiecare parte, cu fiecare în parte, cât o curs. Hai să uităm așa cum o să le urcau, hai să deschidem asta pe aia, doamne. Poate cum, vedeți cum mi-au rămas aici afară, e ciudat puțin, dar așa frumos. Da, e foarte frumoasă, vreau să-i dăm așa biturbo, pentru că avem foarte mult, vedeți, puneți pauză dacă nu vedeți, dar e foarte frumoasă mașina, vă recomand dumneavoastră, haideți să mergem, să ieșim din aici, să facem o cursă cu ea și eu, mamă, dacă e o milă la fiecare mașină, o să fie un videoclip foarte mult, hai de repede să facem o cursă. Repede, uite, facem aici o cursă. 1600, easy, pentru că e turnat foarte mult. Repede, facem o cursă. Și să vă arăt și la fiecare parte câți bani îți dă. Haide. Hai, joculețule, deci astăzi mașina este absolut demențială. Uite, gata. Ce văd tu? O să așa o ducem la verde, cum așa nu rupe banul. Și dăm așa. Și nu, perfect. Good. Ok, nu mă pricep cu mașina asta, nu mă învinovățiți. Eu mă pricep cu ultimul pe care l-am, nu contează. Ați văzut și cum se descurcă într-o cursă, mereu. Ce se cune cu mașina asta? Bine, cât ești mai avansat, cât îți dă raliu mai mare, așa că tot în jur de 13. Tot în jur de 13 vom avea secundele, ok? Bun, haide. Ce se mai bun. Hai să vă prezint pe următoarea. Deja s-au dus 2 minute. Oi, lă! Repede. Aici vă prezint la customiz. V-am deschidem astea. Frumos. Uitați astea motorul. Da, e foarte frumos motorul. Mașina foarte frumoasă. Vă recomand. Da. Nu știu cum, vorbesc și pe aici, dar eu de display, chestii, frumoasă, că nu vreau să stau o grămadă la editare, frumoasă, da, eu uite, eu cu sine e frumoasă, da, bun, de asta, mergi să vă arăt o cursă cu ea, la 10 pe mine îți dau back up, mesaje, YouTube. Am pus un nou video. Aici vedeți 2750, bam, frumos, zisa de la al doilea, facem o grămadă de bani. Greu, ne mișcăm, greu. Dar asta e viața, avem o grămadă de mașini de prezentat. Nu sunt toate tunate la maxim, toate, deci... Avem ce face, ok, asta deja nu mai împărține în fru. Am turnat-o prea așa, a făcut-o așa prea așa. Da, nu prea știu eu să le conduc pe astea, pentru că m-am obișnuit cu aia mea cu Ferrari-ul ăla. Și transmise multe bune și astea, 160 de km în 11 secunde, așa, chiar am făcut un timp nou super tare. Hai la și dau leu mai că s-au dus deja 4 minute, e imposibil. Pe asta le prezint customiz. Sau uite, hai să nu mai facem cursul, ok, doar vi le prezint, hai.
Foarte prezentă. Gata. Vedeți, așa e mașința mea. Am pus aici albastru. Mi-am făcut astea gri, frumos, frumos. Frumos, frumos. Cam asta e ea. Spectare, spectare. Îi dăm așa, vedeți, frumos. Auzi, eu chestii, chestii, el și-a fără. Haide, mă. Apare, am beca, așa. Back, back up, back up. Așa, am luat-o pe asta, hai să vă prezint și pe asta care am câștigat-o la pariuri, pentru că Barosan, Barosan, Barosan de Barosan. Bun, deschidem astea, ba, stați să vedeți ce furioasă e, ia uite cum îi se deschide capota, vai, doamne, ca la Dacia 1030. Și nici nu-i pot vedea motor, ba, ia uite. E frumos? E frumoasă, e bun. Uita por bagajul de 1.000.000 de litri. Oh, da. Avem frumos, mă, interior luxos, Audi, ce scrie pe prag, special edition, mamă, mamă. Trebuie să-i deschide și manual, dar e să-i deschide de cățul, nu, cățul. Haide, mă, am zis că putem de... Așa, uite. Un corvet, spring ray sau ceva, uite, corvet, băi, acolo sus, mișto. Chevrolet, corvet, băi, bun. Avem asta care tot la pariuri am câștigat-o, care o rest, înseamnă că e puțin cam specială. Barosan de ba... Oh. Barosan de Barosan... frumos, măne. Și uite, are bețișor, dar ăla. Să capăt la suspendat. Da, frumos interior, mă, și mi-a pus soare frumos. Da, e că mă, mașina zice, uitați, vedeți, bețișorul ăla din sus, în capota, îl vedeți. Uite, îl lasă jos și putem trece capota. Am înțeles că ce se vede de ori, trebuie să ne zic. Bă, mai la mine. De 1.000.000 de ori, lasă-mă. Bun. Așa, frumos. Hai să o vedem și pe aceasta. Domnul Viper, Vipera, Viperul, Viperul și Vipera, Vipera. Mamă, frate, și asta tot așa se deschide capota, dar voi vedeți cum îi se deschide. Uite, puteți să vadă. Se deschide cu tot cu farori. Uite ceva de genul pe care ar fi bun. Să vedeți, uite așa. Se duc și farurile, dar se duce și un jumătate de nare. Păi, ia uite cum. Bine, tot capotă, dar uite câta capotă are. Shit. Bă, am frumos roll cage la motor. O, să-mi slăbățească, mă. Ai seama. Asta e cumpărată, mamă. Ce asta, mâncați? Nu am văzut așa ceva, mamă, ce interior, sporte, luxe, vai de mama mea. Uite, frumos pe aici, bam, 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 bam. Gata, deja 8 minute, hai mă repede. Că va fi un episod ceva de 15. Mai am niște mașini să vin la prazin, mă, prânduitorilor. Da, vă place când vă fac așa. Ce box a urât cumva? Nu știu. Dar să-mi spuneți dacă a făcut box sau urât, ca să știu, ca să nu mai fac, să nu mai miște telefonul brusc, ca să nu vă mai deranjez, ok? Dacă suflu, nu știu dacă se aude prost sau nu. Bun. Rariu meu de gold. De gold! Bun, hai să vi-l arăt. Ia uite. Nici n-am voie, bam. Parcă putea să... Ok. Customiz, trebuie să mergem neapărat la customiz ca să le deschidem astea. Bam, lupă. Vai. Dar vai. Ce frumusețe. Dar vai, ce frumusețe. Mamă. V-ar place să aveți o mașină de genul realitate. Mi-e da.
Lógico. Să puțin ca să gândești că stau ei, dar că n-am avut pe ce să-mi dau banii. Banii. Și n-am dat pe culoarea asta orie banii. Asta tot de la tombola am luat tot de la casino. Și are două steluțe, e special model de special de tot. Bun. În episodul ăsta vom deschide și o cutie să vedem, poate mai ne pică o mașină sau ne mai pică ceva interesant. Bun. Să vă arăt această bijuterie. După capotă o foarte frumos. Băi, ești nebun din interior. Băi, ești nebun. Are LED-uri? Alea LED-uri? Sau de ce luminează halul ăsta? Cred că alea LED-uri pe canapea. Barosan de barosan, păi asta înseamnă să ai bănuț, mă, nene, mă, să ai valoare, bun. Tatăl, hai să vă arăt și Nissan-ul meu GTR, care... Asta deja nu mai sunt turnate, customiz. Păi vă știu, dacă făceam și concursă cu fiecare în parte, că ne lua, parcă mai eram deja 20 de minute. Timpul ăsta. Frumos, 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 da, uite, uite, uite. Oh, dar interiorul roșu. Și eu m-am îndrăgostit de mașina, păi care o să vă arăt acum. Așa. Parcă să zic frumos, 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 foarte frumos. Deci, m-am îndrăgostit fix de mașina de acolo. Nu, asta. Nu știu. A, da, ăla-i bug. Am normal de ferat. Dirty bug. Ok. Asta mi-e. Uite frumos, cu dungă roșie. Ia uite motor aici, bam, bam. Frumos, frumos, bijuterii. Oh my god. Vă recomand jocul ăsta, chiar dacă eu sunt o grămadă pe resurse și astea, adică sunt că m-am dezinstalat toate jocurile pe toate. Mi-am arătat pe toate, mai puțin, dar e un mic bug cu Ferrari-ul ăla de acolo, nu știu de ce, dar este. Mașina asta ceva în special, știți de ce? Nu are capotă. No, nu, e pe bune, adică, e sudată. Stați, sudată, dați să deschide toate. Eu se deschid frumosul și ia, uitați ce avem aici. Motorul ăla aici și portbagajul aici. Lotus, băi. Uite bijuterie și asta. Foarte frumos, foarte frumos. Hai repede că nu prea am ce să vă arăt la camera este setată. Fix într-un unghi și da. Decât zoom pot să dau. Asta e puțin buggy, dar nu-i bai, că dacă mergem aici o să-și revină și... Stați, v-am arătat Ferrari-ul, corect? Corect. Aha, e deja nici... Mai știu ce v-am arătat. Sau ce v-am arătat. Ok. Încă nu mai vorbesc de pe. Hai să mergem să... deschidem o cutiuță. Ca să... Poate ne pică și nu ceva. Aici este... Alea. Hai să ne pică. Caucicul McLaren. Trebuie să se consculce. Ok. Cam inutil pentru mine. Așa. Bun, 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 bine, bine, bine. Arăt ceva foarte chit, chit, chit. Așa. Bun, deci cam atât a fost și pentru episodul azi. Eu am fost pe Cătălin și ne vedem data viitoare. La revedere! Nu uitați să lăsați un like, băieții!